Polițiștii de la rutieră se vor afla luni la primele ore ale dimineții în stațiune pentru a asigura implementarea fără incidente a noilor măsuri de circulație. Asemenea, în extra sezon, viteza maximă admisă pe Bulevardul Mamaia în stațiune este de 70 de km la oră, semnalizată corespunzător la ambele intrări în stațiunea Mamaia. De asemenea, șoferii care vin dinspre Năvodari vor putea să vireze stânga spre satul de vacanță fără să mai facă sensul giratoriu din zona Dobrogea. Începând cu 17 septembrie, traficul rutier din stațiunea Mamaia va fi redirijat, astfel se va redeschide accesul dinspre Bulevardul Mamaia, circulând dinspre Năvodari, către satul de vacanță, pe partea stângă. Rolul limitatoarelor de viteză împreună cu toate celelalte restricții de circulație în stațiunea Mamaia a fost acela de a fluidiza traficul extrem de aglomerat pe perioada sezonului estival ce tocmai s-a încheiat.